Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să filmăm pe serverul Happy Community. După cum ați auzit, o să-l redeschidem. Deocamdată e numai în test. Cam 5 zile de acum încolo o să fie numai în teste, cu plugin-uri trebuie să bage și așa mai departe. O să avem foarte multe chestii de făcut pe el. Aici e normal spawn unde mi-a dat și pe mine. Aici cred că și va construi cineva casa. De câte am înțeles, o să pui un pic destul de fain un 19, pentru că Am stat un pic și am explorat. Sunt niște chestii destul de faine și niște cave-uri foarte faine. Serverul să fie pe 1.19, o să puteți să intrați și voi ca jucători normal. O să puteți efectiv să vă jucați cu cei de pe telefoane, dar atenție! O să fie o mică problemă, posibil și pentru voi și așa mai departe. O să începem, uite aici, stai să îmi iau o torță, game mode spec, nu creativul, light, nu de asta îmi caut, stai că m-am și uitat efectiv pe unde ar fi, o să vedeți voi imediat, gen, mă rog. Nu știu dacă chiar asta sau cred că ar trebui una pe care o țin în mână și luminează mereu. Torța. Da, nu. Da. Mă rog, sunt niște cave-uri. Aici o să vă dați voi seama pe unde sunt, dacă o să ajungeți vreodată pe aici. O să vă aduceți aminte, bă, asta e primul episod cu Happy, redeschiderea Happy Community. Și o să fie pe 1.19, după cum am și zis, dar o să vă puteți juca și de pe alte versiuni, în caz dacă nu vă convine tăcăm. Atenție, serverul o să fie efectiv pe serverul va fi, mamă ce pun aici, serverul o să fie efectiv pe engleză și o să vă ajute foarte mult, pentru că, un exemplu, mai învățați engleză și mai departe, de serverul nu o să fie special, numai pentru români. Așa am decis să-l fac, cum am început de la început, așa să fie și pe viitor. Am făcut un server de Discord, mamă, cine poate să lăsați că asta să fie destul de... Am făcut un achievement. Așa că, let's go, am să pun în descriere, efectiv, episodul. Descrierea de la server, nu acum cu IP și așa mai departe, dar voi pune linkul către canalul de YouTube. Doamne, ce prostie vorbesc, mă scuzați pe mine, abia de m-am trezit efectiv și m-am pus să filmez către canalul de Discord. O să avem un Discord separat unde o să puteți să intrați, să povestesc cu lumea, să vă jucați, o să fie pe engleză, după cum știți. Poate o să fac pe viitor camere pentru pro engleză, cum ar fi, sau separate, depinde, aveți la sugestii, acolo puteți să-mi scrieți, să-mi spuneți ce mai vreți să fie adăugat nou pe server. Sperăm să fie gata cât mai repede, minim 5 zile, eu spun așa, și scripterul care e cel mai important, a luat decizia asta, așa că cel mai bine e. Așa. O să fie deocamdată 100 de sluturi în care vedem. Mamă, nu mai spawn-ul ăla. Dacă îl umplem, pare de 100 de sluturi. Dacă văd o creștere destul de mare, o să punem sluturi mai multe. Chestia prima o să fie de survival, ca să nu-i băgăm toate deodată, pentru că este numai un scripter, care acel scripter va lucra la server. Deci, încetul o să le facem și celelalte bad war, PvP și așa mai departe. Așa că vă aștept și pe voi pe server, deocamdată pe serverul de Discord și după aia vedem.
Așa că nu uitați de butonul de like, subscribe, ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!